Salut toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Kit PvP pe serverul play.minecraft.romania.ro. Hai să vedem, fraților, să continuăm deci așa PvP și hai să vedem. Deci, jucăm Kit PvP ca de obicei, o să încercăm să facem peste 20 de kill-uri, pentru că vreau să fac peste 20 de kill-uri în fiecare episod. Fiecare episod și m-am împins în lavă, deci trebuie să... slash kill. Nu, nu am acces la comenzi. Perfect. Dacă mă rog, toată lavă nu mai avea rost, pentru că oricum o să stea camp lângă mine și... Na, acolo. O să încerc să-l omor pe tipul ăsta, pe ninja lăul ăsta. Nice. Ăi, ăla are kit-ul de ninja. Nice, clean up, dur. Dur. O să încerc să fac peste 20 de kill-uri în episodul acesta, pentru că... Știți că în fiecare episod încerc să fac peste 20 de kill-uri, ca să facem multe kill-uri și chestii de genul. Acum avem 34 de kill-uri în total. Și sper să nu fie nevoie, sper să nu fiu nevoit ca să schimb contul în această serie, deoarece știți că mai apar dificultăți sau chestii de gen, nu să nu mai filmez, sau chestii de gen, o să încerc să filmesc mai mult. Hopa, salut, 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 salut. Ceva așa. N-am omorât pe nimeni. Pe tipul ăsta aș putea să-l omor. N-are șanse, mă. Oh my god. E 4, 5, 6. Bă, dar disperat ești, mă. Da, mă, deci e foarte nasol. Așa că te doare mâna de la minigame-ul ăsta, știți? Și, na, destul de greu. Că dai jitter click-ul ăla și chestii și... prostii de alea și... Na. Făcut double kill acolo, foarte frumos. Și... frumos. No, salut! Salut! S-a întors, Raya, s-a întors, a dat așa să vadă. Cine e acolo? Cine e? Da, nu o să ai. A, și-o luat supe și s-o luat șupiță. Și-o luat șupiță, fraierul. Da, el își-a prea multe șupițe, mă. Șupițe, șupițe, futu-ți șupița, mă, de. Așa. Asta e foarte low, așa că nu mai are unde ne să-și ia șupițe. Oh! Ua! Aaaa, că no hack just YouTube. Care ești, mă, no hack just YouTube? Aha. Is that you, bitch? Is that you? Ia să-l împingem la văzut, vedeți că iar o să... Vedeți, vedeți, vedeți? Hai, ce fraier ești, bă, bă, puță, bă, ești prea fraier pentru a trăi. Wait. Bă, de fapt aici... am crezut că are fly, dar nu avea fly, de fapt aici era... Fai, am crezut că are fly. Ce prostie. Bă, deci eu chiar am crezut că tipul ăsta are fly. Vă gândiți la chestia asta, că am crezut că are fly? Doamne, frate. Nice. Tipul ăsta am crezut că are fly, că am văzut că plutește pe lavă, dar acum văd că sunt blocuri. Ceva de genul aici pe lavă, nu știu. Ceva blocuri. Invizibile de alea. Fuck, dude, nu m-am uitat la viață. 39 de kill-uri, frumos, n-am ce să zic, frumos. Nu are hack, el zboară din cauza care îl are. Hai bă, dar nu da pe mine, du-te drecu de copil sărac, ia mă, ești mic, mă? Na, na, să mă strângeți de coaie, și acum vii și tu, a? Ăsta, Rain PvP e foarte fain, adică textura care a fost eu, Rain PvP. E foarte faină, deoarece prinzi combo-uri foarte șmechere. E o textură care să-ți crească ping-ul, să ți-l, nu știu, așa, adică nu, nu ideea care se face lag, știți că sunt și texturi care fac lag și căcați ăștia au venit toți pe mine. Nu vom, nu o să mă mai duc după aia, o să-mi vin pe ăsta, uite. Holy shit. O să folosim și după aia kit-ul de ninja lău, dar deocamdată nu merită. Oh, Mr. Richard, how are you, bitch? How are you, bitch? O veni și Mr. Richard să luați la noi. Oh, salut, salut, vine careva. Ia zi, asta e Mr. Richard și îl urăsc pe tipul ăsta, care armură full de MD. Așa că o să mergem chill pe ăsta. Așa că hai, busulică. Holy shit.
Easy. Perfecto. Oh, saluti. How are you, bitch? Che, mochel, che mochel. Nice. Vamos por lá, conseguindo um anonymous. What the fuck? Ce-o fost kill-ul ăla? Uuu, ce kill-uri easy, ce easy kill-uri! Nu mai înțelegeam nimica. 49 de kill-uri. Hai să facem în acest episod 50 și ceva de kill-uri. Că aveam 30, din câte știu eu, deci e bine. Te rog, Mr. Richard. Te rog. Te rog. Ce bă? Și nu puteam zona în el. Like, seriously? Du-te dracu, ai tu arc, mă. Ai tu arc, săracule. Arcul sărăciei. Mersi că m-ai salvat, dar îmi pare rău. L-am omorât? Da, l-am omorât pe rădoi. Avem... nice! Avem 51 de kill-uri. De ucideri, mă, nu de kill-uri, să ne simțiți. 52, mamă, ce easy kills. Deci o să-l omorâm pe tipul ăsta. Nice. Bă, aici am 500 de PPS-uri. Deci merge foarte bine. Bitch! Bitch! Te rup, praiere, te rup, te... L-am rupt el pe mine. Ai, bosulică, nu. Nu da pe mine, mă. Nu, dar de ce dai pe mine? Ai, dau ăștia pe mine. Ai... Robe? Tipul ăsta s-a teleportat la mine? Ce dracu? Eu l-am omorât. Oh, get wrecked, bitches! Get wrecked, bitches! Wrecked! Rect. N-ai cât să supraviețuiești, fraiere, acolo. N-ai cât. Dar acum am venit eu locul tău. Băga mea și piciorul să-mi bag. Easy. 2, 3, 4, 5. Hai, oprește-te, 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 oprește-te. Oprește-te, bă! Oprește-te! Oprește-te, că mă bate ăla! Perfect. Hai, du-te, drecu, de sărăcie. Futu sărăcia, des că mă scarpin la coaie. De fapt, mă puneam mai calm, în poziția mea de gaming. Oh, nice. Oh, nice. Asta e ultima dată când jucăm, după aia, după ce morim, încheiem și noi episodul pentru că deja filmăm de ceva timp și... Ceva timp înseamnă mai mult, ceva mai mult timp, așa că da. Și vedem ce kituri noi putem lua după aceea. Fraților, sper că v-a plăcut, hai să vedem ce kituri ne putem lua. Folosește-ți arcul pentru a da naștere unei găini care te va urma. Păi și cu cine ajută chestia asta, nu știu. Fiși mei, primește o înghiță care îți permite să te teleportezi la pradă. Nice, interesant. Primește o sabie cu aspectul focului, un arc cu aspectul și o armură de protecție împotriva focului. Nice. Folosește ceasul pentru a-ți împiedica inamicii din jurul tău să ajungă la tine. Să sună ciudat, dar nu o să-l vreau. Începi cu o sabie și un arc puternic. Bă, nu știu, fraților, o să vedem în episodul următor, pentru că deocamdată mai vreau să fac puncte și aș să văd și eu, să-mi iau ceva ca lumea. Sper că v-a plăcut acest episod din... cum se numește asta? Kit PvP? Nu ezita să apăsați pe butonul de subscribe la acest canal și dacă mai vreți episoade în continuare, să vă susțineți voi acolo, să stați în fiecare zi, pentru că eu postez în fiecare zi, nu vă las nici măcar o zi, nici măcar o zi, nu o să vă las fără episoade. Deoarece nu degeaba am 1700 sau 1500 de videoclipuri, nici știu cât am și încă sunt în creștere și o să facem 2-3, o să facem multe videoclipuri și chiar nu știu, adică voi ați fost alături de mine atâtea videoclipuri, adică am fani care de la primul videoclip pe canal și se uită și chestii și o să încerc să cresc în calitate cât de mult pot, deocamdată asta e cea mai mare calitate pe care pot să o fac. Adică filmând cu Shadowplay 1080p 60 fps, pot să fac și 4K, dar mă avantajează cu nimica pentru că nu sunt mulți cu monitor 4K. Așa că deocamdată nu avantajează cu nimica, fac videoclipuri 1080p 60 fps, cea mai mare calitate pe care pot eu să o fac deocamdată, un bitrate cât de cât bun și da, asta e calitatea pe care pot să o fac, sper că sunteți mulțumiți de ea și da, ne vedem data viitoare. Bye!